obiectiv mai important decât reîntregirea țării. De ce? Pentru că ruperea Basarabiei a Moldovei din trupul țării nu s-a făcut cu voința noastră. Și avem obligația să privim în viitor ținând cont de propria noastră istorie. Care sunt argumentele? Avem două categorii de argumente. Argument istoric și argument legal. Argumentul istoric pentru acest obiectiv de țară este că trăim ca români despărțiți de Prut în baza deciziei a doi criminali. Unul se numea Stalin și altul se numea Hitler. Iar prin miniștrilor de externe au semnat pactul Ribbentrop-Molotov, care a smuls o bună parte din țară și a dus-o în Uniunea Sovietică. Acesta este argumentul istoric. Argumentul legal. Foarte mulți spun, păi nu ne lasă americanii, păi nu ne lasă Bruxelles, păi nu ne lasă Rusia, păi nu ne lasă Franța, păi nu ne lasă Germania să ne împlinim acest vis. Iar eu vă spun, este o minciună. 10 ani am fost președintele țării, de multe ori am deschis informal subiectul reunificării României, așa cum a făcut Germania, și vă asigur că principalul mesaj a fost cu respectarea legii, cu respectarea tratatelor internaționale. Care este acest tratat? Pentru că nu putem avea un obiectiv de asemenea dimensiuni fără să știm ce este în sprijinul nostru. Este acordul de la Helsinki din 1975 care vizează neschimbarea frontierelor în Uniunea Europeană, în Europa prin forță. Dacă veți citi articolul 1 al acestui acord, veți vedea că schimbarea frontierelor în Europa este posibilă prin voința părților. Ceea ce înseamnă că noi românii, de pe ambele maluri ale Prutului, va trebui la un moment dat să decidem prin vot în parlamentele noastre sau prin referendum popular atât în Republica Moldova cât și în România să ne decidem reunificarea. Vreau să știți că nu este o poveste, este o realitate a legii și a convențiilor internaționale și atunci când va fi posibil va trebui să avem curaj să o facem. Dar cât timp n-avem curaj să vorbim despre acest obiectiv, nu se va întâmpla nimic. Ori eu consider că a venit timpul ca un partid să-și asume pe termen mediu și lung acest obiectiv. Ce impedimente avem? Unul singur, voința. Cea despre care discutam la articolul 1 din acordul de la Helsinki din 1975. Dacă îi întreb pe români, 80% vor unirea cu Republica Moldova. Dacă îi întreb pe cetățenii Republicii Moldova, doar 28% vor unirea cu România. Nu este un lucru fără speranță, pentru că în 2005 doar 3% voiau unirea cu România. Doar 3%. Astăzi s-a ajuns la 28% și eu sunt convins că pe măsură ce vom continua să acordăm cele 5.000 de burse tinerilor din Republica Moldova, pe măsură ce vom continua procesul de acordare a cetățeniei române a celor care au pierdut-o fără voia lor, acest procent va crește. Deci avem mecanismele, ne trebuie doar consecvență, răbdare, dar și voință neabătută în atingerea acestui obiectiv.